Marieva Ionescu, care poate ne va spune câteva cuvinte și despre traducere. Bună ziua, eu am avut marele privilegiu de a avea pe biroul meu de redactor în oglind cea mai bună carte pe care am citit-o ca redactor în 5 ani și o traducere excelentă, cum ați spus și dumneavoastră, în care nu numai că nu și-a trădat autorul, traducătorul, nu numai că nu l-a trădat pe autor, ci l-a urmat foarte de aproape tot ce a avut el mai bun. Și în duritatea acestei cărți, o extraordinară duritate, și în sensibilitatea ei direct proporțională, o excepțională sensibilitate. Și atunci când George se află printre ruinele teatrului în care trebuie să monteze Antigona, apoi printre copii măcelăriți în teatrul de război și înapoi acasă în Franța, atunci când trebuie să se confrunte din nou cu soția și cu copilul său, cu fetița sa, pe care nu știe cum să o privească atunci când din întâmplare într-o scenă emoționantă, în parc, îi se întâmplă un mic accident pentru care suferă, crede George, în mod nejustificat față de suferința pe care o trăiesc copiii în teatrul de război. În toate aceste momente și într-un moment iarăși de mare finețe în care se recite numai puțin decât din Victor Hugo, un combatant dintre cei care îl găsesc pe George, în toate aceste momente de mare sensibilitate, traducătorul și-a urmat îndeaproape autorul și a ieșit o carte excepțională pe care vreți să o citiți cu sufletul acum. Mulțumesc mult pentru aceste lucruri. Mulțumesc, Marieva Ionescu, și acum, între timp, ni s-a alăturat directorul Institutului Francez, consilierul cultural al Ambasadei Franței, domnul Stanislav Pierei. Pe dânsul o să lăsăm să vorbească ultimul. Acum are cuvântul Sor Chalandon.